găsit, doamnelor și domnilor, sunt Ana Maria Georgescu Mătău și vă prezint știrile Absolut TV. Pentru început, iată principalele subiecte. Un taximetrist piteștean a fost prins în timp ce conducea beat pe străzile din oraș. La examenul pentru ocuparea postului de director al Teatrului Alexandru Davila din Pitești, presa a fost pusă paznic la concurs. Mai mulți jurnaliști de la un săptămânal de scandal din Argeș au fost reținuți sub acuzația de șantaj. Președintele Șerban Valec a explicat astăzi de ce PSD Argeș nu a reușit să obțină încă o funcție de conducere la nivel național. Mai mulți jurnaliști de la un săptămânal de scandal din Argeș au fost duși cu mandate la poliție, fiind acuzați de șantaj. Printre ei se află și Doru Iuga, fost jurnalist la OTV, care a ieșit încătușat din sediul poliției. Ziariștii sunt acuzați că au șantajat trei primari. Potrivit acuzațiilor, aceștia le cereau edililor să vireze lunar în contul publicației suma de 2000 de lei, amenințând că, în caz contrar, vor scrie articole denigratoare la adresa lor. Unul dintre primari i-a denunțat, iar oamenii legii au organizat un flagrant. Cei patru jurnaliști ar fi făcut presiune asupra mai multor primari din Argeș. Potrivit acuzațiilor formulate la adresa lor, aceștia le cereau banii edililor, iar dacă primarii nu se conformau, publicau articole defăimătoare la adresa lor. Toți patru au fost duși la sediul Poliției Municipiului Pitești pentru audieri. După ore în șir de dat declarații, Doru Iuga și un coleg au ieșit încătușați. După alte două ore și ceilalți doi au ieșit la fel. Domnule Iuga, pentru ce ați fost reținut? Șantaj. Și pe cine ați șantajat? Eu pe nimeni. Să demonstrați implicarea mea vis-a-vis de Argeș și cât se poate de corect. Am fost mâine, voi lămuri aspectul în fața procurorului și, dacă este cazul, și fața judecătorului. Dar de ce totuși credeți că primarii vă acuză în continuare? Pe mine nu. Sunt actele materiale colegilor polițiști care spune clar, deci nici nu cunosc cu cei trei primari. Nu-i cunoașteți? Nu. Nu ați avut niciodată nicio întâlnire? Ba da, am lămurit aspectul, dar nu este un primar... V-ați întâlnit vreodată cu acești primari? Nu, cu cei trei care sunt acuzat oficial, nu, niciodată. Cu trimiși de-ai lor v-ați întâlnit? Nu, nu. Dar sunt și dovezi în sensul ăsta la dosar. Ați primit o sumă de bani? Polițiștii din cadrul Biroului Investigații Criminale Pitești au pus în executare 5 mandate de aducere pe numele unor persoane bănuite săvârșirea infracțiunilor de șantaj și favorizarea infractorului și ștetcărie. Persoanele sunt bănuite că în perioada 2012-2013 și în cursul anului 2015 ar fi amenințat mai multe persoane publice din județul Argeș cu scopul de a obține foloase materiale și bunuri în schimbul unor contracte de publicitate. Persoanele aveau calitatea de angajat și proprietar al unei publicații. Unul dintre primarii șantajați este Ion Dumitru, edilul șef de la Albota. Ducele, cum este supranumit, spune că a tot sperat că jurnaliștii se vor potoli și că ulterior a decis să meargă la poliție și să depună plângere. În plângerea de la poliție am spus ce mi se întâmplă. Poliția mi-a tras atenția că mi-asum o responsabilitate și, dacă vreau, mergem mai departe. Și mi-am asumat responsabilitatea. Au trecut 6 luni de zile de la momentul în care eu am depus plângerea. După aceea am făcut tot ce trebuia legat de toate demersurile ca să iasă în evidență că de fapt am fost șantajat, bajocorit, cum n-am fost toată viața mea. V-au cerut sume de bani? Da, sume de bani, mi-au cerut ziarul. Cine v-a cerut? Domnul Paraschivescu, în persoană. Câți bani v-a cerut? 20 de milioane pe lună. A spus că și alți colegi de-ai mei dau aceiași bani, ceea ce nu cred. Cred că a vrut să mărească miza cu mine și nu puteam să dau acești bani, că eu sper că în presă astfel de oameni nu și-au locul. Pentru ce erau banii? Dați să nu scrie despre mine. Cei patru jurnaliști riscă până la 7 ani de închisoare dacă acuzațiile de șantaj se vor adeveri. Pentru prima dată în istoria teatrului, ca să elimine suspiciunile potrivit cărora un concurs pentru ocuparea postului de director artistic al teatrului din Pitești ar fi aranjat, organizatorii au avut o idee inedită. Au invitat personalități din lumea teatrului ca să formuleze subiectele și au chemat presa să asiste atât la conceperea subiectelor cât și la examen și corectură.
Toți cei 5 candidați la funcția de director artistic al Teatrului Davila au tangență cu lumea teatrului. Unul este regizor, doi sunt actori, altul este instrumentist, iar cel de-al cincilea organizează evenimente. Comisia a stabilit pe loc subiectele. Dăm și un punct comun, pentru că atunci, dacă am dat un punct comun, credeți-mă că putem face o comparație foarte echilibrată, când e vorba, uitați cum e aici, de viziune. Eu să l-aș vedea un punct comun, că e viziunea artistică a omului. Și atunci poți să vezi viziunea lui numărul 1, viziunea lui numărul 2, viziunea lui numărul 3. Pentru a pune capăt zvonurilor legate de aranjarea concursului, organizatorii au chemat presa să asiste la toată desfășurarea, de la conceperea subiectelor până la corectarea lor. Întrebare pentru Concursul propriu-zis a durat 2 ore. Ulterior a avut loc corectarea lucrărilor. Punctul B. Face propuneri privitoare la proiectele artistice. Asistă la repetiția generală. Iată cum a arătat punctajul după prima probă de concurs. Vasile Pieca a obținut 30,66 puncte, Bogdan Cioabă 61,33, George Diaconescu 59,99, Lavinia Năstase 60 de puncte, Cornelia Niculescu 50 de puncte. Pentru a trece la proba interviu ar fi trebuit să obțină minim 70 de puncte din cele 100 posibile. Prin urmare, concursul se va repeta pentru că așa spune legea și pentru că la mijloc sunt bani publici. Directorul artistic, șeful de secție al fiecărei secții, va trebui să subordoneze acelui tip de buget, pentru că sunt banii publici, din banii argeșenilor, care trebuie să primească înapoi, nu, din taxele și impozitele dumnealor, aceste programe. Un taximetrist piteștean a fost prins în timp ce conducea beat pe străzile din oraș. Oamenii legii l-au găsit cu o alcoolemie de 1,44 la mii alcool pur în aerul expirat. Dragoș Bălaie practică taximetrie de câțiva ani. Făcea curse zilnice pe străzile Piteștiului. Acum, după ce a lăsat un client la locul indicat, a mers la un prieten cu care a băut pahar după pahar. După ce a terminat, n-a ezitat, s-a urcat în mașină și a plecat cu ea la spălătorie. A fost prins de polițiști, care l-au găsit cu 1,44 la mii alcool pur în aerul expirat, ceea ce în sânge înseamnă aproximativ 3 la mii, adică aproape de coma alcoolică. Nu vă este teamă, ținând cont de faptul că totuși transportam niște oameni în mașină? Unde am transportat? Păi este taximetrism, mă gândesc că la clienți. Am fost la taximetrist. Ce ați băut azi? Ce am băut două beri. Și de ce v-ați urcat la volan? De ce ne-am urcat? Am fost la spălătorie. Trebuia să spălați urgent mașina azi, nu? Da. Păi plouă afară, puteați să mai lăsați. Nu, păi da, nu mi-a curs pe tot ce trebuie. Cum a dat poliția dumneavoastră? Cum atâta ghinion? Nu, eu am vrut să dau de poliție. Cum? De ce? A sunat la poliție să spuneți că sunteți buni? Da. Și ce ați făcut? A sunat la 112 și ce a zis? Să vină poliția. În cadrul activităților curente desfășurate de polițiștii biroului rutier Pitești, aceștia au depistat un bărbat din municipiul Pitești, care în timp ce desfășura activități de transport persoane, ar fi condus un autovehicul pe raza municipiului Pitești, aflându-se sub influența băuturilor alcoolice. Acesta a fost condus la Spitalul Județean în vederea recrutării de probe biologice pentru stabilirea alcoolemiei. În cauza a fost întocmit un dosar de cercetare penală în care se desfășoară cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere pe drumurile publice a unui autovehicul aflându-se sub influența băuturii alcoolice. Taximetristul are 23 de ani și este din comuna Oarja. I-a fost suspendat permisul și se va întocmi dosar penal. Teribilismul lui l-ar putea costa libertatea. Pedeapsa pentru astfel de fapte poate ajunge până la 5 ani de închisoare. PSD Argeș nu a reușit să obțină încă o funcție de conducere la nivel național. Președintele Șerban Valeca a explicat astăzi care a fost motivul pentru care candidatul organizației județene nu a reușit să ocupe una din cele 14 funcții de vicepreședinte la nivel central. Pentru faptul că deputatul Cătălin Rădulescu și-a anunțat candidatura cu doar 2-3 zile înainte de congres, PSD Argeș nu a mai putut face o strategie. Președintele PSD Argeș, Șerban Valeca, a explicat astăzi lipsa unui reprezentant al județului în conducerea centrală a partidului. Candidatul PSD Argeș pentru o funcție de vicepreședinte a fost deputatul Cătălin Rădulescu, însă cele aproape 1000 de voturi pe care le-a luat nu i-au fost suficiente. Aici a fost, cred că, o greșeală de democrație a organizației noastre. Domnul Tămagă a hotărât să înscrie, i-am dat recomandarea, până la urmă s-a hotărât să nu se mai înscrie. Și aici a fost foarte, foarte rapid, s-a hotărât Cătălin. Deci a fost foarte cu o zi aproape înainte
și nu s-a putut organiza nici măcar un lobby, o discuție, deci pe viitor o să analizăm cu mare atenție și dacă decidem să facem aceste lucruri, nu le mai facem așa într-o seară în timp de 10 minute, ci le facem cu analiză, să putem să ne facem un plan care cu care vorbește, să-și facă lobby în alte... Deci a fost o chestie făcută pe grabă și... N-a fost în regulă. Mai rămâne de văzut dacă PSD Argeș va prinde acum o funcție de secretar regional la nivel național. Deși nu s-a înscris încă, deputatul Gheorghe Marin și-a arătat până acum intenția de a candida pentru funcția de secretar regional pentru regiunea Sud-Muntenia. Edilii social-democrați din Argeș vor fi reprezentați în biroul permanent al PSD Argeș de cel puțin 4 primari. După ce mult timp au acuzat faptul că nu sunt băgați în seamă decât atunci când sunt alegeri, dar nu și când se iau decizii importante în partid, noul președinte al PSD Argeș, Orban Valeca, a decis ca 4 locuri de vicepreședinte din biroul permanent să fie rezervate exclusiv reprezentanților primarilor. După Congresul Național al Partidului Social Democrat, în care Liviu Dragnea a fost confirmat în funcția de președinte și au fost alese și celelalte organe de conducere ale partidului, președintele executiv și 14 vicepreședinți urmează din nou alegeri în Argeș. Socialdemocrații argeșeni vor trebui la rândul lor să aleagă echipa ce va conduce partidul împreună cu președintele Șerban Valeca. După modelul de la nivelul național și în Argeș, se pare că va fi redus numărul de vicepreședinți. Din 35 vor rămâne 14. 4 dintre aceste funcții vor fi rezervate primarilor. Dacă vor rămâne un număr mic de vicepreședinți, la ultimul comitet executiv, care forma majoritatea la noi din primari, ei au cerut să fie reprezentați mai consistent cumva, sau să aibă și ei reprezentanți. Și m-am gândit să, ca 4 locuri pe cele 4 colegii de senat, din 14 dacă or fi, dacă rămân 14 ca la nivel central, 4 locuri, să-și aleagă ei pe colegii să fie reprezentați, de să fie pentru primari, de pe colegiile respective și să vină ei cu propuneri, să nu-i propun eu. Deci, ce ei consideră să întâlnesc pe colegiul respectiv de senator și să-și propună reprezentantul. În ceea ce privește celelalte funcții, Șerban Valeca spune că nu a promis nimănui din partid nicio funcție, chiar dacă au fost unii care au încercat să-i sugereze că și cu voturile lor a ieșit președinte. Valeca spune că după alegeri nu mai contează care pe cine a votat și pe cine a susținut, însă va avea totuși niște opțiuni și va face niște recomandări. 6 locuri de muncă nou create, din care 4 pentru bărbați și 2 pentru femei, plus o economie substanțială la facturile de energie pentru instituțiile publice din Curtea de Argeș, sunt doar câteva dintre rezultatele pe care municipalitatea speră să le obțină după ce parcul fotovoltaic va fi gata. Parcul este în curs de amenajare în cartierul Tarnița. Primăria Curtea de Argeș a atribuit contractul pentru construirea parcului fotovoltaic unei firme din voluntari. Astfel, lucrările de executare a unui parc fotovoltaic pentru producerea energiei electrice din resurse regenerabile prin utilizarea panourilor fotovoltaice cu concentrare vor fi realizate pentru 8,9 milioane de lei fără TVA. Lucrările care trebuie realizate presupun instalarea unui număr de 19 module fotovoltaice cu concentrare, precum și construcțiile, instalațiile și dotările aferente tehnologiei conform caietului de sarcini. Suntem în lucrări, în pline lucrări cu centrala fotovoltaică. Astăzi am trimis pe cineva în vizită pe șantier. Primarul a cerut programul de lucru al executantului ca să verifice dacă lucrarea va fi gata la timp. Am solicitat de la constructor un program de lucrări până la finalizarea proiectului, însemnând până la sfârșitul lunii noiembrie. După ce proiectul va fi gata la sfârșitul lunii viitoare, municipalitatea se așteaptă ca economia la factura pentru curentul consumat de primărie, de școli, de grădinițe, precum și de alte instituții publice subordonate primăriei să fie serioasă. De asemenea, printre rezultatele proiectului se numără și crearea a 6 locuri de muncă, dintre care 4 pentru bărbați și 2 pentru femei. 48 de funcționari publici vor lucra în 2016 la primăria Curtea de Argeș. Instituția nu mai are nicio funcție publică vacantă, dar la anul va fi înființat un post, altul va fi reorganizat, iar o a treia funcție publică va este rezervată promovării.
Consiliul Local Curtea de Argeș a aprobat în ultima ședință numărul angajaților pe care primăria și alte două servicii subordonate îl vor avea în anul care urmează. Proiect de hotărâre pentru aprobarea planurilor de ocupare a funcțiilor publice pentru anul 2016 la Primăria Municipiului Curtea de Argeș, Serviciul Public de Asistență Socială și la Serviciul Public Comunicare Local de Evidență a Persoanei. Conform hotărârii Consiliului Local, la primărie vor lucra 48 de angajați, la Serviciul Public de Asistență Socială 11 persoane, iar la Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor 10 salariați. Anul acesta, primăria și Serviciul Social au angajat cele mai multe persoane, de la jurii și inspectori cu diferite grade, la psihologi, contabili și funcționari pentru registratură. În perioada 24-28 octombrie la Ticveni are loc ediția a noua a Zilelor Comunei Ticveni, Sărbătoarea Mărului. În această perioadă au loc spectacole folclorice, focuri de artificii, iar sâmbătă seara va fi aprins focul lui Sumedru. Sărbătoarea Comunei se încheie marți cu Ziua Școlii, Gabriel Marinescu. Astăzi la Ticveni se lucra de zor la scena pe care vor evolua artiștii invitați la ediția nouă a Zilelor Comunei Ticveni, Sărbătoarea Mărului. Zilele Comunei Ticveni, ca în fiecare an, sunt organizate în apropierea datei de 28 octombrie, data atestării documentare a Comunei Ticveni. Știți că comuna noastră a fost pentru prima oară atestată la 28 octombrie 1528. Programul festivităților este unul bogat cu spectacole folclorice și focuri de artificii, astfel încât fiecare participant să găsească ceva care să-i placă. Prin această sărbătoare, administrația locală vrea să marcheze și împlinirea unei cifre rotunde de modernitate a localității. Aniversăm 76 de ani de modernitate a Comunei Ticveni prin faptul că am fost prima comună cu electrificare, prima comună cu alimentare cu apă, cu iluminat public încă din 1939. Manifestările vor fi organizate ca de fiecare dată pe stadionul comunei, aflat în centrul localității. Sărbătoarea comunei se încheie marți cu Ziua Școlii Gabriel Marinescu. Duminică 25 octombrie 2015, conform tradiției mușcelene, se organizează focul lui Sumedru. Tradiția spune că în noaptea de 25 spre 26 octombrie, dinaintea sărbătoririi Sfântului Dimitrie, apărătorul pastorilor, se aprind focuri, iar tinerii și copiii se adună în jurul acestora. În afară de zona Muscel, obiceiul se mai păstrează în mai multe localități din Argeș, Dâmbovița sau Vâlcea și se extinde până în zona Bran-Moieciu. La noi, unul dintre cele mai impunătoare focuri va fi aprins pe dealul Mățău, dar și pe prundul râului Târgului, ori dealurile din împrejurimi. Lung în centru, vă rog frumos! 2, 3 și... Focul lui Sumedru, prilejuit de sărbătoarea Sfântului Dumitru, este o tradiție veche și are legătură cu ritualurile păgâne de purificare. În ajunul Sfântului Dumitru se fac pomeniri ale morților și se aprind ruguri, aceste obiceiuri având drept scop câștigarea bunăvoinței strămoșilor pentru a obține în anul care vine recolte bune. Un vechi obicei românesc ne spune că în ajunul Sfântului Dumitru se face focul lui Sumedru, peste care copiii trebuie să sară pentru a fi sănătoși tot anul. Tinerii care vor să se căsătorească în decursul anului care vine, de asemenea, e necesar să sară peste flăcările focului lui Sumedru. Un alt obicei legat de acest foc ne învață că femeile trebuie să împartă, la lumina acestuia, nuci, mere, struguri, prune uscate, chiar și vin. Asemenea, focuri se fac și prin livezi, deoarece, conform tradiției, pomii vor rodi și la anul. O superstiție a ajunului Sfântului Dumitru ne arată că dacă noaptea lui Sumedru oile se culcă grămadă, în ciopor, atunci va fi iarnă grea. Dacă oile vor dormi răsfirate, atunci se așteaptă o iarnă blândă. Pe Mățău, ca în fiecare an, se va aprinde un foc unde, alături de Noriz Măgeanu, organizatorul acestui eveniment, și de Ovidiu Lipan-Țăndărică, vor concerta Boschito, grupuri locale, dar și multă lume de prin țară adunată. Focuri purificatoare se vor aprinde atât pe dealurile din preajma Câmpulungului, cât și pe prundul râului Târgului, cel mai animat fiind focul organizat de către tinerii naționali liberali. Tradiția care s-a păstrat în Muștel a fost preluată în timp și de localitățile din județele limitrofe. În
În urmă cu 2 ani, primarul comunei Aninoasa, Ștefan Benonie, realiza printr-un proiect cu fonduri europene reabilitarea și renovarea căminului din satul Slănic. Numărul proiectelor derulate până în prezent de edilul de pe Valea Bratiei este destul de mare. De curând, acesta a luat în calcul, tot printr-un proiect pe fonduri europene, care se află în faza de finalizare, reabilitarea căminului cultural din Aninoasa, singurul rămas nefuncțional până în prezent. Ridicarea de școli, reabilitarea de cămine culturale și dezvoltarea activității culturale în zonă au fost prioritare pentru edilul comunei Aninoasa. În numai 3 ani, prin bani europeni sau de la bugetul local, s-au refăcut școli, after school și s-a reabilitat căminul din satul Slănic. Ultima dorință a lui Ștefan Benoni este aceea ca până la sfârșitul mandatului să înceapă și chiar să finalizeze reabilitarea căminului din comuna Aninoasa. În acest sens, se lucrează la un proiect pentru obținerea de fonduri europene, acesta fiind în faza de a fi predat pentru aprobare. Nu din rea intenție, la căminul cultural de la Aninoasa nu s-a putut face nimic, administrația locală fiind împiedicată de anumite probleme cu terenul și o firmă din apropiere. Deci aici vreau să fac cea mai mare modernizare la căminul cultural, să-l bag în reabilitare, dar probleme mari am cu căminul, este în domeniul primăriei, dar am probleme cu terenul. Terenul până cu o săptămână, două, am chemat pe cineva că îmi cere mereu să-i dau despăgubiri. În momentul când l-am chemat ca să acord acele despăgubiri, e probleme foarte grele. Pentru că omul mi-a recunoscut că pe timpul ce apelul i-a dat despăgubrit 15 prăjini aici, care dacă stă să ne uităm, 15 prăjini face cam tot centrul ăsta, da? Când i-a dat despăgubirile. Iar acel om care cere aceste despăgubiri nu are niciun fel de acte pentru despăgubiri, că altfel e de statul despăgubiri înainte. Iar aici încă mai am probleme cu terenul. Edilul de pe Valea Bratiei, odată cu reabilitarea acestui cămin cultural, va rămâne în istorie ca primarul care a schimbat fața comunei. Primul examen al băncii tehnice coordonate de Marius Stoica va fi la Brașov. Meciul se anunță a fi unul extrem de greu. După o serie negativă de rezultate ce a dus la schimbarea băncii tehnice, CS Mioveni speră să obțină cel puțin un punct în deplasarea de la Brașov. Este practic prima confruntare a noului antrenor principal Marius Stoica, acesta fiind conștient că s-a înhămat la o treabă destul de grea. Ardelenii au avut un parcurs ceva mai bun în campionat, cu 3 puncte mai mult decât argeșenii în ierarhia la zi a ligii secunde la fotbal. Mioveniul nu va putea conta pe serviciile lui Răuță, acesta ispășind abia 3 etape din cele 6 primite ca suspendare după meciul cu Universitatea Cluj de acasă. Gazmetan Media și BCMU Pitești joacă mâine cu începere de la orele 18 într-o nouă rundă din Liga Națională de Basket Masculin. Piteștenii sunt încrezători în șansele de a obține un rezultat pozitiv din această deplasare. Unul dintre cele mai interesante meciuri ale echipei cu numărul 4 din Liga Națională de Basket Masculin are loc la Media și între echipa locală Gazmetan și BCMU Pitești. Adrian Tudor, unul dintre cei mai experimentați jucători piteșteni, crede că se poate obține un rezultat pe măsură în această confruntare. Media și o echipă foarte dificilă, au jucători de calitate, spun eu, Puștavar, Peciucas, Naviscas, jucători cu experiență în divizia, însă nu cred că sunt superiori echipei noastre. Am avut câteva meciuri în presezon cu ei și am văzut. Nu sunt o echipă de speriat, însă pot furniza surprize, cum a fost și cea de la Târgu Jiu. Nu cred că ne vor pune probleme. Dacă noi suntem concentrați la maxim și respectăm planul tactic, nu cred că ar trebui să avem probleme, punctul meu de vedere. Adică, dacă vrem să avem obiective îndrăznețe, nu trebuie să ne împiedicăm de echipe care se bat pentru accident pleu. Campionatul 2015-2016 se anunță unul extrem de echilibrat, ținând cont de faptul că a dispărut ASESOF Ploiești și mai ales pentru că sunt destule teamuri care pot emite pretenții la locurile fruntașe. Liga A2 la volei feminin programează mâine runda inaugurală a sezonului 2015-2016. SCM Pitești va juca la Focșani cu echipa locală CSM 2007 LPS. Campionatul Național de Volei Feminin Seria A2S programează mâine confruntările din prima rundă. SCM Pitești joacă la Focșani, urmând să întâlnească un adversar puternic. Echipa antrenată de Elena Bonta își face parte dintr-o serie în care mai evoluează grupări din Constanța, Galați, București și Megidia. E la fel de grea ca anul trecut, ținând cont de faptul că Focșaniu s-a întărit și a adus o stranieră și a adus o jucătoare din Rusia. Echipa din Galați s-a întărit aducându-o pe Kirilov. Florina este capitanul echipei de volei și coordonatorul
echipei naționale. Adriana Dumitru, care la fel a fost o jucătoare foarte bună, care a activat la Blaj, campioana în titră, și altele de pe la ele, de pe acolo. S-au cam întărit și celelalte echipe, dar nici noi nu suntem departe. Oficialii echipei speră într-un parcurs bun, mai ales că în sezoanele anterioare obiectivele stabilite nu au fost îndeplinite. Valorile termice se vor situa în jurul celor ce în mod normal ar trebui să se înregistreze în această perioadă a anului. Cerul va fi variabil, exceptând a doua parte a intervalului, când local se va semnala ceață sau nebulozitate joasă de tip stratiform. Vântul va sufla slab până la moderat, cu unele intensificări ziua în estul regiunii. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 14 și 17 grade, iar cele minime se vor încadra între 2 și 7 grade. La munte cerul va fi variabil, cu unele înnorări ziua, însă probabilitatea de apariție a precipitațiilor va fi redusă. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări pe creste. Temperatura aerului se va situa în jurul celei ce în mod normal ar trebui să se înregistreze în această dată din an. Atât pentru această seară, doamnelor și domnilor. Nu uitați, ne puteți urmări și pe site-ul nostru www.absoluttv.ro. Pentru a ne semnala evenimente, ne puteți contacta la numărul de telefon 0348 730 980. Eu vă mulțumesc pentru atenție. La revedere!